Călin Popescu acuză o campanie fake news împotriva sa în dosarul în care DNA îl acuză că a luat mită 800.000 de, de dolari de la o firmă austriacă. Fostul premier a atacat dur într-un interviu pentru Mediafax modul în care au procedat în cazul său procurorii anticorupție. La DNA nu s-a schimbat absolut nimica. Continuă să fie scurse informațiile către presă pe surse judiciare, se dau informații false, se fac tot felul de, cum să spun, presiuni practic pentru condamnarea unei persoane în opinia publică înainte de a fi judecată. Adică fenomenul pe care cu toții l-am denumit telejustiție este brevet marca DNA și se demonstrează și în cazul de față. Fostul premier a precizat și că nu se poate apăra împotriva unei astfel de campanii pentru că nu va avea acces la dosarul în cauză decât probabil săptămâna viitoare. Tăricianu neagă însă vehement acuzațiile de luare de mită. Realitatea este că nu am luat niciun ban, niciun leu, mită, sau uh, alte foloase uh, din partea sau în cadrul acestei uh, afaceri denumite Microsoft. În același interviu acordat agenției MediaFax, Tăricianu mai spune că este convins că toate aceste demersuri au legătură cu viitoarea campanie electorală pentru alegerile prezidențiale și că astfel se încearcă discreditarea sa. Mie nu-mi place să pozez în victimă, dar. Uh, am deja experiență la activ, nu? primul dosar care mi-a fost făcut pentru mărturie mincinoasă și în care am fost achitat și uh, sunt zeci și zeci de lideri politici care au fost scoși din joc sau unii au fost aliniați uh, frumușel, cum e domnul Orban de la PNL. Întotdeauna campaniile pentru alegerile din România sunt grele, nu, nu sunt simple, numai că, vedeți, uh, la noi se întâmplă următorul lucru în ultimii ani incapacitatea unora de a câștiga alegerile, de a convinge electoratul, duce ulterior la introducerea în luptă a unor mijloace nedemocratice, adică eliminarea adversarilor, cum s-a întâmplat până acum, încercările de destrămare ale coaliției. Miercuri, procurorii anticorupție au cerut Senatului să dea aviz de urmărire penală pentru președintele Camerei Superioare a Parlamentului pentru fapte comise în calitate de premier în perioada 2007-2008.